Proiectul de lege pregătit de Ministerul Economiei prevede că armamentele folosite de instituțiile din țară să fie achiziționate de la companiile de stat. Acestea vor fi scutite de o serie de taxe. Nu vor mai plăti impozitele și taxele pe terenuri, clădiri și construcții speciale, inclusiv pentru zonele de siguranță ale acestora, și nici impozitul pe profitul reinvestit în industria națională de apărare și securitate. În plus, nu vor mai achita către stat nici TVA-ul pentru import și nici impozitul pentru autentificarea înscrisurilor privind majorarea capitalului social. De asemenea, firmele vor fi scutite și de la achitarea taxei în cazul în care terenurile sunt scoase definitiv din fondul forestier. Facilitățile vor avea un impact bugetar negativ de 15 milioane de lei pe an, din care 12,5 milioane se vor pierde la bugetul central și restul din bugetele locale, se arată în documentul citat de Hot News. În plus, guvernul vrea să oblige și companiile străine de armament și echipamente militare să subcontracteze anumite procese de producție fabricilor românești în cazul în care vor contracte cu statul român. Proiectul vine în contextul în care fabricile românești de armament urmează să fie vândute unor investitori privați. Statul vrea să păstreze minimum 20% din acțiuni la fiecare fabrică privatizată. O propunere a Departamentului de Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului din Ministerul Economiei, care vrea ca privatizarea să se facă prioritar cu investitori strategici obligați să păstreze profilul companiilor și personalul vreme de 5 ani. Astfel, executivul vrea să stimuleze producția de armament și parteneriatul public-privat și susține că proiectul va produce un impact benefic mediului de afaceri prin atragerea investitorilor strategici.